Această emisiune vă este oferită de Avis 3000, gustul mileniului 3. Bună dimineața! Bună dimi! It's life! Probleme cu... Cu asta, cu nu mă pot regla, zici că se ia de la FBI. Că știi? Da. Începem bună dimineața! Cu ziua de vineri. O zi importantă, o zi de sărbătoare astăzi. Da, hai să începem cu ziua de vineri, când România de-abia... Stai, să zicem astăzi că azi e o zi importantă, e bună vestire. Zile spre bună vestire. Bună vestire e dezlegarea la pește, cei care țineți post. Bună vestire sau Blagovestenia, cum se mai numește în popor, în vechiul termen, e o sărbătoare creștină celebrată pe data de 25 martie, fiecare an o sărbătoare a vestirii nașterii Domnului. Se ținea răsărit încă din anul 550 la 25 martie. La Roma s-a introdus în secolul al VII-lea. Data de 25 martie este la 9 luni înainte de Crăciun. Sărbătorește nașterea Domnului și amintește de ziua în care Arhanghelul Gabriel îi vestește Fecioarei Maria că a fost aleasă să devină mama lui Iisus Hristos. Deci o sărbătoare mare. Și hai să trecem la vineri. Ce vă zici de vineri? Spunem și tradiții și obiceiul de bună vestire la calendar. A, da, ce se face? Da, la calendar. Vineri. România, Ungaria. Meciul, nu l-ai văzut? Bă, colegul. Deci, nu se poate așa ceva. Cât a fost scorul? 2-2, da. Nu credeam că mai egalează vreodată. Deci el a fost noroacelor. Deci, știi cum erau ungurii? Ungurii erau cu un picior în autocar să plece deja la hotel. Și ori uitat că mai trebuie să mai joace om. Mingea a ajuns ciudat acolo. O sărit mingea, ăia doi s-au băgat unul în altul și a ajuns la marele jucător de clasă, Kipciu. Kipciu. Foarte slabă. Care de fapt e mecanic. Uh-huh. Bun, el nu e fotbalist, e mecanic, dar nu, l-a băgat acolo mecanic. Deci mi se pare că Ungaria a jucat slab, dar nu a jucat și mai slab. Bă, nu Ungaria a jucat slab. Deci, da, pe bune, eu n-am treabă acum, că știi că nu țin cu becalii. Dar dacă juca Steaua, îi bătea pe Ungaria. Bă, colegul, nu poți să joci cu Goian și cu Tamaș și cu ăia pe acolo. Borceanu nu a jucat bine, nu a făcut nimic. Dar... Subțire. Nu a jucat nimic. Și cu Ungaria, care e portarul la săracu, era... Mai avea un pic și... Pantalon de training. Ce era? Nu, dar portarul la Chirai, ăla și Hagi l-a prins, și Lucescu, și toată lumea l-a prins. Săracul, cred că are 50 de ani, jur. Tancamon. Da. Da. Mai a fost o surpriză. Spania, 1-1 acasă cu Finlanda. Mare surpriză. Mare surpriză. Și Norvegia, și Norvegia a pierdut acasă. Cu Albania, mi se pare, 0-1. Dar bă, oricum, deci... Sunt curios oricum ce facem. Și FC Hunedoara a pierdut la Satu Mare primul meci din acest campionat, însă iar așa pe ultima fază. Nu, colegul, le-a dat un jucător afară. Deci din minutul 5-7 au jucat în 10 oameni. Și minutul 90 și arbitru a zis 11 metri. A zis arbitru: "Nu mai, gata, nu mai avem cum, nu mai dăm gol. Vă puneți o pe VAR." Și gata. Și le-a dat. Așa se face în România. 1-0. În România când nu poți să câștigi, arbitru te ajută. Pentru Satu Mare. Ce să-i fac? Așa e modelul. Așa e modelul. Avem 772 de like-uri pe pagina noastră de Facebook. Cea mai bună dimineață ne găsești și pe cea mai bună dimineață.ro. Și azi avem un invitat important și vorbim despre siguranța alimentelor, despre afla toxine, despre toxine, despre toate toxinele care există și există. Și dacă suntem cât de sigură e mâncarea pe care o mâncăm cu domnul doctor, repede, bineînțeles. Da, o să vedeți acolo pe site-ul nostru și emisiunile. Și mai citeam aseară, știi că am povestit noi anul trecut, cred că despre Icaria. Se poate să fie povestit. Icaria, insula longevității. Ah, da, ăia care trăiesc toți pe insula 100 și de ani fiecare. Păi studiul s-a făcut pe cei între vârste de... Nu, cu măsline, cu ceva. Da, 65 și 100 de ani. Dar fii atent că cei de la Daily Mail au descoperit că vârsta acestora se datorează cafelei. Cafeaua, secretul longevității. Dar trebuie să fie vero cafeaua. Bă, până, dacă tot vorbim de cafea, da. Exprimă-te cu... Enter. Bagă acolo, cafea. Vezi ce poți să facă cafeneaua aia. Cafe cofetieră, cafe kifo. Cafeneaua noastră. Colegul, știi mobilă. Ce mă gândeam? Că tot trebuie să băgăm cât de curând în rubrica asta. Îmi venea iar în aminte. All time? All time ever. Că pe vremuri, când ziceam că în Chiuleam de la liceu, colegul, știi ce făceam? Am să aminte că eram cam 5 în gașcă. Eu, Bruno, Ovidiu Boșorogan, Claudiu, Amarinca și Luci Stanciu. Și știi ce făceam? Fiecare trebuia să mergem la Party Bar, celebru Party Bar. Bă, colegul, și era așa, 25 de lei sau ceva, nu mai știu cât era, dar știu că 25 de lei dădeam ori pe o vodka cola, ori pe o pizza, nu mai știu care cum era. Dar, nu.
Nu, o pizza și o vodka cola erau 25 de lei, că de 100 de lei luam 4. Nu luai 2 lei pe pizza, 25 de lei dădeam, spun sigur. Și era 15 lei pizza. 15 lei dădeam pe pizza și 10 lei pe vodka cola și fii atent. Bă, dar vă punea și vodka în cola sau? Da, mă, deci se punea vodka și se punea cola și deasupra atâta Nes. Deci era Nes, ceva, da, vero. Tot ce trebuie. Și normal, știi că patibar era împărțit în două. Și nu aveai voie. Ăia ți-aduceau pizza dincolo, la bar. Dar ăia nu ți-aduceau vodka aici, în cofetărie. Că asta era cofetărie. Dar noi aveam pile, știi? Aveam pe doamna, când ne vedea, nu mai făceam semn. Și venea prin spate, că bucătăria era comună. Și ne aducea și ne punea acolo și părea cola. Că ea nu părea vodka, era, arăta ca și cola. Și colegul tot eram. Eu îi ceram la maică mea pentru fondul clasei a doua zi. Dacă n-am plătit la fondul clasei, frate. Și eu mai ceream. Era cu fondul clasei. Păi cum n-ai plătit? Dar n-ai plătit fondul clasei, acum o săptămână. Ba da, dar știi că mai trebuie ceva. Și fiecare zi, cum eram 5, fiecare cerea. Bruno în Canada acum. Tasso era director, la nu știu ce. Tot, pe la nu interesa, știi că era, om avea salar mare. Bă, tată, dar și la un moment dat Tasso, bă, dar ai plătit 1000 de lei fondul clasei, băi, ce, deci plătesc pentru toată clasa. Păi da, dar știi că mai trebuie ceva. Și uite așa, făceam, mă gândeam la asta, știți de ce? Pentru că în ziua de astăzi, nu știu câți prieteni adevărați mai există care să zică, hai bă să mergem să, sau să te invite un prieten la ceva. O cu fiecare, de unde te duci la terasă, îi vezi, se scobesc toți pe buzunare, fiecare își plătește berea, sucul, rar să auzi, las că plătesc eu astăzi. Păi, cum? S-a întâmplat ceva? Ce puțin, frate, ești bolnav, iei febra la om, ți-e rău, ce... Da, colega, ție cine ți-a plătit consumația în club? Păi ce aia, ce ne cere? În față de rest, stai un pic, uite-te la mine. Da? Am fost cu niște prieteni. Și cine a plătit? Toți sau fiecare și-a plătit consumația? Nu a plătit fiecare, era băieții de la masă au plătit. Dragă, nu băieții de la masă. Cineva a zis, eu plătesc sau fiecare s-a scobit la buzunar? Au pus toți. Dar fetele nu? Fetele nu. Că ele erau de model acolo. Erau fete. Da. Am înțeles. Ați prins-o? Așa e pe lumea asta. Fetele erau fete. Bun, că și pe vremea noastră fetele erau fete, dar... Da. No. Mai plăteau din când în când, nu? Mai pingeau, mai cărau un sac, mai făceau ceva de banii. Voi numai mergeți și apăreți acolo, dați bine și gata, plătiți. La noi era altceva. Fetele! Da. Uite, îmi aduce aminte, hai, Dani, bună. Vreau să mergem, ce facem? Plecăm la Giugiu. Fii atent, plecăm la Giugiu. Gata, găgicile, mergem la Giugiu. Ce Giugiu, frate? N-aveam, știi cum plângea ăla de la benzină, nu se mai ridica, era numai pe rezervă. Aveam Dacia, cel mai tare, frate. Și ziceam, bă, n-aveți ceva, ce, petroxin, să băgăm ceva, vopsele, ceva rezervă, să meargă până, să urce până la, bine, că până la Giugiu trebuie să bagi benzină, că nu urca pantele alea pe acolo. Și colegul, ghiși ce-am făcut? Avea dirigul domn profesor Palioca, dacă vă uitați sau careva. Să ne iertați. Avea închis în laboratorul de matematică, primea câte o canistă de benzină. Ne-am dus noi și am băgat, i-am scos benzina și i-am băgat apă, trebuie să strica mașina la doamnă profesor. Nu de tot, dar cam jumate așa, știi, că trebuia să o umple la loc, să fie la nivel. Și să aveți și voi un pic de benzină. Da, și ne-am dus noi la George, dar ne-au prins după aia, nu știu cine ne-a părut. Da, păi și pe vremea aia erau părătorii. Da, așa e că atunci, dacă știai, bă, hai să mergem la George, cât mergem? A, trei nu, fete, trei băieți, puneau toți. Da, mă, nu. Fete, băieți. Dar nici nu se pune problema, nu, deci nu veneau fetele să zică, no, vreți să mergem cu voi la Giugiu, băgați benzină sau plătiți, era, nu. Nu, că eram toți, gata. Eram toți acolo, mă, nu exista, că acum stai că tactul e senator și măctai, nu știu ce. Nu, era. Toți eram năcăjâți, că așa era modelul, nu era niciunul năcăjit, că știi că era fain, că toți românii plângeau, dar de fapt toți mai aveau câte ceva. Câte o chestie. Și dacă aveai câte o pilă la bufetul partidului, erai tata lor, ciocolată royal. Ui, nu uit cât trăiesc eu, că era prima, era singura ciocolată. Ciocolată royal. Candia, numai și ciocolată Candia. Candia, era royal din aia, o știți aia royal, chinezească, băieții. Era cu miere, ciocolată chinezească cu miere sau Havana Club. Havana Club, vorbești. Salam de Sibiu. Da, dar păi, ăla era Salam de Sibiu. Deci cu o rudă de Salam de Sibiu prindeai 20 de fete. Din orice poziție. Și că vii la mine să facem un sandwich. Bune. Salam de Sibiu, frate. Da, hai să trecem mai departe, că povestim prea mult. Da? Facem un concurs, dăm o pizza, dar asta după ce vedem ceva funny. Ceva funny și dăm o pizza, dar nu e cu Salam de Sibiu, e cu... De la Pizzeria Play. Concurs, așadar, pregătește-te pe 0354101315 cu tarif normal, o pizza de la Pizzeria Play, după ce vedem ceva funny.
Noi, Naica. Ce? E un host în bibliotecă. Da? Da. Și ce citește? Da. Dar ce-i cu tine? Ce ești atât de vesel? Viu de la dentist. Și asta e motiv de veselie? Da, dentistul nu era acolo. Ce face, drag? Dansăm sau stăm de vorbă? Sunt foarte obosită. Prefer să dansăm. 0354-101-315 cu tarif normal pentru o pizza de la pizzeria Play. Dacă... Și primul sau prima care ne sună, tot vorbeam de pizza aia de la Patiba. Tare mândru eram, mergeam, hai să băgăm o pizza. O pizza, da. Colegul, dar știi cum era? Uite, atâta era pizza, jur. Deci mare. Atâta, pizza, cam atâta. Aia era pizza family. Era family, era tot ce vrei. Dar nu era alt model. Mai mare, nu-mi dați, că n-aveau tigăi. Era atât, atâta era pizza. Asta era... Și colegul era așa vreo... Da, alo, bună dimineața. Alo, bună dimineața. Bună, cu cine avem onoarea? Elena. Elena, din Deva, bănuiesc. Da. Ai prins vremea... sau vremurile despre care vorbeam noi. Bineînțeles. Și am dreptate. Am dreptate. Da, ok. Perfect. Da, Elena, așa e că avem dreptate că pe vremea aceea când invitai... Așa e că erau oamenii altfel. Erau... Față de copii din ziua de azi, sigur. Da. Da, copiii, cum să zic. N-a zis, colega noastră merge în club, nu trebuie să aibă bani în buzunar. Că nu, adică că plătesc nu, băieții. Am mai zis tot copiii, nu sunt la fel acum, hai să luăm. Da, nu da. Sunt la fel, dar parcă, nu știu, s-a pierdut din simțul ăla, prietenia atunci care era atunci. Atunci era mai multă prietenie, era gașcă, erau... Dar nu era invidia pentru că toți aveam maxim o Dacia, că n-aveam, dacă îți creștea vreun Mercedes, te luau aia. Te luau băieții și... Da. Aveai, dacă era mama, tata, medic sau așa, era un pic mai... Da, da. Dar rest toți eram pe acolo, nu făceam mare... Nu? Colegul, am dreptate. Da, Elena a câștigat o pizza. Toți mâncam salam de soia, stăteam la rație, la pâine, la lapte. Da, era o viață liniștită. Da, bă, și uite, chiar o să-l întreb pe domnul doctor astăzi. Domn doctor, pe vremea când mâncam alea, n-aveam nici pe naiba, așa cu... Tot trăiau oamenii și atunci. Da, dragă, o să vedem, o să vorbim despre puțin siguranța alimentară. Elena, pofte mare, de la pizzeria Play, câștigat o pizza. Da, a fost Elena, ai văzut și Elena, a prins mă vremurile alea, colegul. Da. PDL-ul și-a ales președintele. Lasă-mă, pace, cu circul de la PDL. Deci bă, dar știi cum? Ce-am observat și acolo la PDL? Că n-am treabă eu cu PDL, PNL, cine-or fi. Atâta vreme cât ăia, care au fost înainte de 89, tot ăia azi, nu o să scăpăm niciodată de metehnile. Dar tu nu știi celebra replică, la vremuri noi, tot noi. Da. Nu? Corect. Deci atâta vreme cât o să fie învățați, că și atunci, atunci s-au învățat ei să fure, să zicem așa. Cât sunteți, mă? Atâția. Cât avem nevoie să câștigăm? Mai avem nevoie de vreo 200-300. Bagă-i pe listă. Așa a fost tot timpul la alegeri. Cine trebuie să câștige, a câștigat. Când ne-au dus pe aia din diaspora voturile de... Făceau aia de... Dintr-o dată Băsescu avea mai puțin și s-a crescut mai multe. Deci tot timpul există oarecare. PSD-ul a furat, toți au furat. PSD-ul, TSD-ul, MMD-ul, PNL-ul, PCR-ul, toți. Până nu se învață că nu-i bine, nu ai voie, nu se face nicio treabă. Deci... Sorana Câstrea s-a calificat în optimile de finală a turneului WTA de la Miami. Vezi, peste 5 milioane de dolari e premiile. A învins-o pe Angelique Kerber în două seturi, 6-4, 6-0, doar 58 de minute a durat partida. Foarte de la scurs, Miami. La s-a calificat în turul al patrulea asigurându-i româncei. Deja, încă de pe acum, 140 de puncte WTA și 47.575 de Coco. Da, ci că auzi, soția, nu mă iubești. Soțul, arătăm spre cei 5 copii. Și crezi că pe ăștia am descărcat de pe Google? Calendarul zilei îl vedem acum pentru 25 martie. Martie, scrisoarea papei Inocențiu al IV-lea menționează existența romanilor în spațiu danubiano-pontic.
Iar în 1830 s-a născut Cezar Boliac, personalitatea vieții culturale și politice a secolului al XIX, apoi și publicist participant la Revoluția de la 1848. 1857 s-a născut soprana Elena Teodorini, prima artistă lirică din România care a evoluat pe scena operei Scala din Milano. Da, uite-o, Elena Teodorini, și în 1867 s-a născut Arturo Toscanini, unul dintre cei mai mari dirijori de la prima jumătate a secolului 20, a condus mai multe orchestre celebre la Scala, Milano, Metropolitan Opera și Filarmonica din New York. 1887 s-a născut Nicolae Bretan, compozitor, cântărești de operă, dirijor, iar în 1902 s-a născut poetul George Lesnea. Iar în 1920 s-a născut compozitorul Henry Mălinianu. Da, să era și român și Henry cu Y. Da. Era un fel de Y. Bă, da, în 1921 s-a născut actrița franceză Simone Signoret. O avem pe Simone Signoret, o actriță blonde franceză. Astăzi este sărbătoarea națională a Greciei. În 1924 a fost proclamată Republică, statul grec. Iar în 1925 s-a născut actorul Ion Pavelescu, iar în 1942 s-a născut Basarab Nicolescu, matematician, fizician, filozof stabilit în Franța. În 1942 s-a născut poeta Ana Blandiana. O știți pe Ana Blandiana? Otilia Valeria Coman. Bă, și azi e ziua miliției, apoi poliției, pardon. Și nu l-ai chemat pe prietenul Nițu. Păi, dar cum să-l chem? Că la chef. Pe ziua lor azi nu puteam să-l chem așa. Prin telefon. Putem să-l felicităm, să-i trimitem pe Facebook, să scrie la mulți ani. În 1942 s-a născut cântăreața americană Aretha Franklin. Avem pe Aretha Franklin. Nu! Nu avem. N-au auzit băieții de ea. E o Da, de Elton John din 47. Cântăreț și compozitor britanic. Cum? El e mamă sau e tată? El e mamă sau e tată? De ce vrea el? Îmi place cum cântă. Dar și mamă sau tată? Are un copil. Are doi. Doi copii. Da. Dar soția e un dânsul. Un dânsul? Da. N-a știut. Deci dânsul și au doi copii. Asta n-am înțeles-o niciodată. No. La care zici mamă și la care zici tată. Explică-ne, nu tu, colegă. Nu, la unul zice tată și la altul zice unchiu. Așa e modelul, colegă. Cum poți să zici? Nu poți să zici mamă la unul de sex. Dar chiar așa, cum le zici? Masculin. Dar zici unchiu. Unchiu Joe și tata John. Tradiții și obiceiuri de bună vestire, pentru că astăzi este bună vestire în calendarul popular. E ziua cucului. Da. Se mai numește și? Dacă scântă cucu, te-ai scos. Să mai crede că așa cum e timpul la bună vestire, așa va fi de Paști. Deci dacă azi e... O să aflăm imediat că avem meteo. Dacă azi e nașpa, așa e și de Paști. Cum e azi, așa e de Paști. Cum? Ce te uiți așa astăzi. Ca urât? Ah, deci la... E vreme muhărâtă. Așa se zice, na. În Bucovina, Blagovestenia este o sărbătoare tot de mare ca și Paștele. Începând cu bunăvestire, femeile din Banat se duc în pădure și aduc lemne pe care le păstrează pentru joia cea mare. Tot în această zi se scot afară stupii și vitele din grajduri și se lasă la soare. Să fie sănătoase tot anul. Bine, dar nu la soarele care azi. 0720571574 SMS cu tarif normal dacă vrei să... ne trimiți câte ceva pe numărul nostru de SMS. Promite să dăm citire. Până atunci, vedem datele meteo, dacă o fi soare, dacă o fi ploaie. O fi soare, dar nu-l văd eu. Cum e vremea de Paște. Meteo. Și bine v-am găsit la rubrica Meteo. Începem săptămâna cu o dimineață senină, însă după orele prânzului cerul va fi mai mult înorat și sunt așteptate și precipitații. Temperatura maximă de astăzi va fi de doar 7 grade. Acum la Deva avem 1 grad, la Hunedoara avem 2 grade, 1 grad avem și la Călan, la Hațeg avem 0 grade, iar la Petroșani avem minus 2 grade. O zi frumoasă! Așadar, o să avem vreme... Așa. Nici prea, prea, nici foarte, foarte, cam aiure. La un scurt moment de publicitate, ne mișcăm puțin cu prietena noastră de la rubrica de aerobic, după care revenim.
Aliment în direct, încă un concurs pentru voi, un tricou de la Sata Media și cea mai bună dimineață, dacă ne suni pe 0354-101-315, modelul ți-l alegi chiar tu. Până atunci îți spunem că pe final de oră povestim despre meciul pe care Hunedoara l-a avut în deplasare și despre alte lucruri interesante la revista presei cu colegul Claudiu Sav. Colegul, auzi că salariul mediu la Dacia e de 4.000 de lei și ea vrea o mărire de salariu. 4.000 de lei? Nu e cam lung. Nu e rău. Ieri vorbeam cu, cu prietenul meu din Timișoara care e director la firma de recrutare, la acea firma de recrutare, Manpower, și spunea că are angajați pe care îi plătește cu 7.000-8.000 de lei pe lună. Na. În România, să găștigi banii aceștia, eu zic că e foarte bine. Ești profesor, nu mai trebuie nicio Londra, nicio nimic. Trebuie Londra la banii ăștia? Bine, cei care plătește sunt ingineri IT la Alcatel. Am înțeles. Fac puțin, sunt tot băieți și mai are locuri. Face, nu găsesc oameni. Deci, inginer IT. Salariul mediu la Dacia este de 4.000 de lei și zice că se iubește numai cu bunăciuni. Fostul senator PRM, penelistul Ionuț Nașleu, de 42 de ani și el arată de zici că e bunică-miu, se poate considera un timp norocos. Nu numai pe plan profesional. Bă, Gică, dar cu fața asta n-ai cum să... Nu te ajută. Horoscopul pentru astăzi, 25 martie 2013, chiar acum. O zi bună pentru a trece la schimbări în domeniul afacerilor și pe plan sentimental. Sunt șanse mari să prindeți un contract de colaborare. Relațiile cu cei din jur sunt foarte bune, însă vă recomandă să fiți mai îngăduitor cu o persoană în vârstă. Taur, dimineața nu prea reușiți să faceți ce v-ați propus, pentru că intervin o mulțime de evenimente neprevăzute. Vă sugerez să nu vă enervați și să fiți perseverent. După amiază veți face cunoștință cu o persoană care vă dă câteva idei de afaceri. Vă sugerez să vă consultați și cu partenerul de viață. Gemeni, este foarte posibil să se petreacă ceva deosebit pe plan social sau în relațiile sentimentale. Sunt favorizate relațiile de parteneriat, întâlnirile de afaceri și investițiile pentru cămin. Vă recomandăm să vă ascultați intuiția. Spre seară, un prieten vă dă o veste bună. Be my guest. Foarte bine. S-a reparat laptopul. Da, bine ar fi. Rac. Sunteți foarte bine dispus, iar relațiile cu cei din jur decurg fără probleme. Pe plan financiar nu stați grozav, dar puteți avea succes în chestiuni casnice și în societate. Seara vom... Simțiți foarte bine în vizită la prieteni. Leu, dimineața nu vă vedeți capul de treabă. Organizați-vă cât mai eficient. După amiază aveți ocazia să puneți bazele unei afaceri. Ca să nu aveți probleme, vă recomandăm să apelați la persoane cu experiență. Pe plan sentimental, puteți fi optimist. Dar știi cine a scris asta? Văzătorul de murături. Situația financiară nu vă mulțumește deloc. În schimb, sunteți într-o formă intelectuală deosebită. Puteți avea succes la examene, concursuri, etc. Vă sfătuim să vă analizați serios perspectivele profesionale și să căutați noi oportunități. Unde să câștigați și voi? 5, 6, 7 mii de lei. Balanță. Colaborați foarte bine cu un partener de afaceri și reușiți să încheiați o tranzacție strălucită. Relațiile cu persoana iubită trec printr-un moment delicat, dar dacă sunteți dispus să discutați calm, totul se poate rezolva. Scorpion, dimineața s-ar putea ca relațiile sentimentale să fie mai încordate. Vă sugerez să nu vă ambiționați și să aveți răbdare cu partenerul de viață, ca partenerul de viață să se calmeze. Se pare că sunteți nevoiți să plecați într-o delegație care se anunță destul de dificilă. Vă puteți descurca foarte bine, dar vă sugerez să fiți foarte atent la acte. Ar fi bine să vă ascultați intuiția. Lung ăsta, frate, lung, dragă. Dincolo era mai scurt. Săgetător. Sunt șanse să începeți o activitate comercială din care veți câștiga bine. Sunteți apreciat de șef, ceea ce stârnește invidia colegilor. Vă recomandăm să acceptați munca în echipă. Nu faceți eforturi mari. Riscați să aveți probleme cu sănătatea sau chiar un accident. Capricorn. Aveți un farmec deosebit și atrageți admirația celor din jur. Cu puțină atenție vă puteți descurca excelent în afaceri. Aveți ocazia să faceți o investiție importantă pentru casă, acordați însă mai mult timp familiei. Vărsător, creativitatea vă poate
vă ajută să aveți succes la locul de muncă. Perfect! Deci, fii creativ! Sunt cel mai tare! Sau în afaceri, planurile referitoare la investiții serioase încep să prindă contur. Vă recomandăm să nu vă neglijați familia, ar fi bine să vă faceți timp însă și pentru odihnă. Cred că mă duc și dorm atunci, colegul. Cel mai bine! Iar ultima zodie, dar nu cea din urmă, peștii, la serviciu reușiți să vă afirmați aproape fără niciun efort. Sunteți plini de energie și merită să valorificați momentul ca să terminați tot ce v-ați propus. După amiază s-ar putea să aveți o discuție cu un prieten pornind de la o datorie mai veche pe care nu a reușit să vă înapoieze. Vă sătuim să evitați speculațiile pentru că riscați să ieșiți în pierdere. Și colegul, ultima știre care am aflat-o azi dimineață, înainte să vin, este că azi noapte sau azi de dimineață sau cumva, nu știu, că oamenii ar zice că lucrează un stop la Bruxelles, au hotărât totuși să le dea 10 miliarde ciprioților. Da? Da. Fără să nu mai ia banii din bănci. Da. Băieții sunt buni. Le-au dat, nu știu ce condiții au pus, adică au pus aia cu banca Lucky, cum o cheamă. Uh-huh. Cine au, deci depozitele de până la 100.000 de euro le garantează statul și cei peste 100.000 de euro e nașpa. Numai bunul Dumnezeu le mai garantează. Da. Ceva de genul. Bun, avem recomandarea de la Bistro Master astăzi, pizza capricioza, după care vă spunem meniul zilei de astăzi, unul deosebit. Pizza capriciosa. Este delicioasă ca toate celelalte feluri de pizza și nu o poți refuza, mai ales dacă o vezi în fața ochilor. Ingrediente: șuncă, mozzarella, ciuperci, ardei iute, sos de roșii. Putem prepara pizza capriciosa cu un blat mai gros sau mai subțire. După preferințe, putem adăuga extra mozzarella sau o garnisim cu sosuri care să pună în evidență gustul. Savurați delicioasa pizza capriciosa la Cafe Bistro by Master. Și vă spune și meniul zilei de astăzi, la 11,99 lei la Bistro Master, ciorbă de burtă, șnițel de pui și orez cu legume, salată de varză și clătite cu gem. Păi știi cu ce spune clătitele cu gem? Cu gem de afine, de exemplu. Da. Sau de caise, nu? Și săptămâna trecută am fost cu colegul acolo. Dar colegul ești tare înfundat. Ți-am spus că dacă iau indieni în mașină... De afine te fac, ce-i de duș? Te da cu un parfum, mai ceva? Mai nu, colegul tare? Eu când m-am zis în mașină era colegul așa. Păi nu era, că are ceva alergie. Ai văzut? Ai văzut? La două pizza primești una gratis. Da. Nu? Că ne-a spus doamna ultima dată când am fost. Dar dacă n-ai fost și tu, pentru noi era mult trei pizza. Era mult trei pizza, ce să facem noi? Trei pizza. Bun. Colegul. Bă, aveam aici un banc bun de tot. Te rog. Că, de exemplu, dacă bancul mergi cu... da, doi ciobani, stai, ăla cu mecanicul. Mecanicul auto. Din păcate nu am putut repara frânele. Așa că ți-am modificat claxonul să se audă mai tare. Nu e bună asta, colegul? Claxonați, domnule, săriți din fața mașinii. Bine, luăm o scurtă pauză de publicitate, Todoruț, după care avem revista presei și dăm un cofraș cu 30 de euro. Să crești mare. Todoruț. Dar nu Burcuș, mă, Corcodel. 0354101315, un cofraș cu 30 de euro de la Avis, cea mai bună. Care vine chiar acum, hai repede cineva, colegul, ci că un american primește trabant comandat, un trabant pe care l-a comandat. Zice, tari nemții ăștia, înainte să livreze mașina, au trimis o machetă de carton. Pentru că în acest weekend este Paștele pentru cei catolici, un weekendul ce va veni. Și vopsesc ouă. Acum? Aha, da. Alo? Bună dimineața. Alo? Bună dimineața. Bună dimineața, cu cine avem onoare? Cu Lucica din Deva. Lucica, foarte bine. Ce faci, Lucica? Pic televizorul mai încet, rugăm. Vă uit la dumneavoastră. Foarte bine faci. Și noi ne uităm. Să dai televizorul un pic mai încet, rugăm. Da. Care paște ți-l... Îl serbezi. Îl serbezi, ți-l ții, ți-l... Asta de acum. Al nostru românesc. Era, dacă ăsta aveai să o poteai ceva prieten, un cofraș cu ouă de Paște sună bine. Dar nu, da, cum e Paște? Prieten, mai sunt, da. Dar există Paștele românesc și Paștele celălalt cum îi? Maghiar. Catolic. Am înțeles. Deci unul e românesc și unul e catolic. Perfect. Unul e ortodox și unul e catolic, unul e românesc. Ala românesc e ortodox. Da? Ortodox, da. Da. Cu toate că sunt și român. Și cel rusesc? Tot ortodox. Ai văzut?
Un cofraș cu 30 de ouă, dacă ne spui o rețetă cu ouă. În afară de ouă vopsite. Da, prăjituri. Da, zi o prăjitură. Hai că notăm rețete acum pentru... Prăjitură cu 10 ouă. Da. Cu 300 de grame de zahăr, 300 de nucă, 4 linguri de făină. Se separă ouăle, se bat albușele și se pune zahărul și nuca, făina. Perfect. Se fac 4 foi. După care gălbenușele se bat pe bai marin. Se amestecă când răcite cu un pachet de unt. Se umplu foile cu crema, se pune și deasupra de strat de ciocolată și... Wow. Că e și ciocolată pe... E tot, tot ce trebuie, ce bine. Mulțumim tare mult, să ai o zi frumoasă, că și dat un cofraș cu 30 de ouă de la Avis. Mulțumesc la fel și dumneavoastră. Numai bine. Cofraș cu ouă. Acum să pregătesc... 10 ouă, cu un pachet de unt, cu colesterol, să curgă. Să pregătesc gospodinele da. De... Da, mă, colegul, să faci niște prăjituri. Ce? Adică n-am înțeles. Mergem în revista presei, a venit Claudiu alături de noi. În câteva momente vorbim și despre meciul de la Satul Mare, pe care Hunedoara l-a pierdut în ultimul minut de joc, sau mai bine zis, la ultima fază a jocului. A revenit în direct alături de noi Claudiu, colegul nostru de la Glasul Hunedoarei. Bună dimineața, Claudiu! Bună dimineața, Roberta! Cum a fost la meci? Când începem cu fotbalul, noi ne-am auzit chiar imediat după meci și mi-ai spus la ultima fază a meciului, 11 metri, gol și pa meciul. Ca cum a dat și România. Da. N-a fost un meci tocmai aprins așa foarte spectaculos, având în vedere că până minutul 93 a fost 0-0 și gazele au jucat ceva mai bine de jumătate de oră cu un om în plus după ce Constantin Vișean de la noi a fost eliminat pentru două cartonașe galbene. Unul în prima repriză corect, al doilea cam așa, undeva la limită. Sigur, dacă arbitrul a spus, arbitrul e suveran și toate au mers foarte bine pentru Hunedoara, care s-a apărat foarte bine timp de jumătate de oră până în minutul 92-93, când a fost o minge bâlbâită, așa, a ajuns în dreapta și l-a lovit în mână pe Bogdan Roiu. Hands-ul a fost evident, a fost un hands din acela involuntar, dar după noile regulamente, de fiecare dată când te lovește mingea în mână, indiferent dacă e lipită de corp sau nu, se acordă penalti sau lovitură. Și mai ales în cazul ăsta era aproape sigur că se acordă penalti. Era aproape sigur că se acordă penalti. Cei de la Satul Mare au marcat. În fine, e prima înfrângere pentru Hunedoara de-abia în... Și nu e o înfrângere mare și nu e o înfrângere care s-o înghită foarte greu, cu toate că poți să spui că o înghiți greu prin prisma faptului că ai fost învins în ultimul minut. Dar în perspectiva scorului și a jocului, nu poți să zici că ai pierdut un mare meci. Nu au de ce să fie foarte, foarte supărați. Evident, după meci erau bosuflați, ca să spun așa. E normal. Nu era să ai 93, mai aveai 10 secunde și... Ai alergat destul de mult. Probabil că ei vor fi mult mai uniți de data aceasta, pentru că asta trebuie să facă și o înfrângere, să te și unească pe de-o parte. De altfel am și văzut extrem de mult sprijin venit din partea suporterilor. 30 sau 40 din ei au și fost la Satul Mare, au avut atâția kilometri și au făcut din plin simțită prezența, au adus torță, petarde. A fost foarte interesant, a fost un duel interesant. Au fost mulți spectatori? Ceva mai mulți decât au venit la un meci bun al Hunedoarei, trebuie să spun. 1.200 de suporteri sătmăreni care au și plătit intrare 5 lei, însă spunea cineva de acolo din tribuna oficială că acest lucru s-a întâmplat numai acum cu Hunedoara, în rest nici la ei nu prea vine foarte multă lume. În ceea ce privește Olimpia Satu Mare, eu nu văd că echipă care să fie mult mai bună decât Hunedoara sau să promoveze. Am avut parte de un meci destul de anos. Un fel de România. Trebuie să ținem cont că i-au jucat în jumătate de oră cu un om în plus și au avut doar două șuturi pe poartă. Dacă n-ar fi fost această fază din ultimul minut, cred că s-ar fi terminat în mod echitabil 0-0. Nu contează prea mult. Săptămâna viitoare, sâmbătă, o să îi vedem la lucru pe viu, în sfârșit acasă, cu Național Sebiș. Un meci pe care, în mod normal, Hunedoara ar trebui să-l câștige fără probleme. Și, așa cum spuneai tu, din ceea ce ai văzut pe teren, nu ți s-ar părea neapărat ca Olimpia Satu Mare să câștige de acum încolo
Nu, cred că se pot împiedica și ei doar dacă se vor face acele jocuri de culise despre care tot am auzit în ultima vreme, cum că ar fi foarte mulți bani investiți la Olimpia Satu Mare de către administrația locală de acolo și că s-ar dori promovarea după ce ei și anul trecut au arătat-o, însă nu cred că poate fi vorba de așa. Plus au un meci mai mult decât cu Nedoara, deci noi am putea reveni la 7 puncte distanță, cred că e suficient. Da, ideea este că nu neapărat se câștigă așa. Din păcate, ai văzut și în Liga a doua ce se întâmplă. Foarte multe echipe renunță, tocmai din cauza problemelor financiare. Și mai nou am văzut că se cumpără locuri și în Liga a treia, și în Liga a doua sunt unii care pleacă în mijlocul campionatului, alții nu au bani pentru licențe și așa mai departe. Mai mult ca sigur, practic dacă ei ar vrea sau ar ține cu ardoare să promoveze, cred că ar putea promova și de pe locul 2, așa cum spui tu, dacă s-ar face loc liber. Eu zic că o să se întâmple, dacă situația financiară continuă, criza financiară continuă, și sunt sigur că nu o să se încheie până la sfârșitul campionatului. Nu o să schimbe prea mult. Nu știu câte echipe să rămână. Practic oriunde mergi totul e așa încremenit în timp, nici la Satu Mare, să nu vă gândiți că există nu știu ce condiții. E același stadion vechi pe care a jucat mai multe echipe, într-adevăr, de tradiție, dar nu s-a făcut nimic la el. În fine, e vechea problema fotbalului românesc, din condițiile păcate. Sunt... Hai să răspoim și ziarele foarte pe scurt în care sunt știrile de astăzi. Din glasă pe prima pagină, altfel de muncă în străinătate, hunedorenii pretorieni în stațiunile turistice ale Italiei, și la 46 de ani Rudy Rodriguez va interpreta o femeie de 75 de ani într-un serial de groază. Vă mai spun că întâlnirea de vineri cu dacii plecați la vânătoare, reconstruirea unei scene de vânătoare, ne arată maestria arcașilor daci. Nu uitați că astăzi e ziua poliției și că vom avea demonstrații cu mascați și câini în centrul Devei. Chiar în fața primăriei, chiar scriu și colegii de la Glas, nu e o acțiune reală, ci doar o demonstrație, intervenție în forța mascaților în fața primăriei Deva. Așadar, dacă o să vedeți astfel de evenimente prin Deva, să nu vă speriați, sunt doar demonstrative. Și prima va începe cu strănuturi și ochii roșiți. Ți-am zis, trezirea naturii la viață, cel mai frumos moment al anului, dacă nu sunteți alergic. Nic dacă ajută. Sunteți, tu ești cam alergic. Nasol. Eu sunt alergică când iasă puful. De unde iasă puful? De unde de poate? Copaci. Din perii. De la copaci, măi. De la copaci? În servus, dar mai aflăm că... Stai să vedem ce mai zboară. Ce mai avem în servus? Două vedete au vizitat așa Valea Jiului, Mihaela Rădulescu și Cătălin Botezatu. Două lucruri diferite. Prima a făcut o campanie filantropică, Botezatu și-a... Uite, integraliști în 2013, studenții din Petroșan, lideri imaculați. Zine puțin. Adică ei merg că tu ai scris bine. Articolul. Au patru meciuri jucate de când a început campionatul, au câștigat pe toate, toate la zero. Dar în ce ligă sunt ei? Ei sunt în Liga 4-a, în mod Liga Prieteniei, să dea un baraj de promovare pentru a ajunge în Liga 3-a. Însă și aici sunt probleme cu banii și așa mai departe. E bine însă pentru ei. La noi în România câte ligi sunt? Aș te întreb altfel. Păi sunt 5 ligi, cam asta e maximorum. La noi, că în Anglia au, nu știu, în Liga... Bine, în Anglia vorbim de alte lucruri. Câte au în Anglia? Din câte știu eu, sunt 10 profesioniste și pe lângă astea 10 mai sunt câte? Încă pe atâtea neprofesioniste. Deci vreo 20 de ligi. Aoleu. Acolo toată lumea joacă fotbal. Da. Au și fotbal feminin. Nu știu. Cred că au și fotbal. Deci nu te-ai văzut, te duci stoardeză. Păi spune-i. De când au cu Muntenegro acum naționala, da. Mai bine joci fotbal în Anglia, te duci la asta. Bă, dacă zic Claudiu, deci întreabă lui, a plăcut meci în România? Apropo, să discutăm de România-Ungaria puțin. Hai că noi cu asta de gluma de meci. Aș putea să fiu rău și să spun că m-am uitat mai mult la România au talent decât la românii care n-au talent. Corect. No, bine, o să zic că lumea că nu sunt patriot. Na, ați văzut și voi, a fost un meci submediocru. Ați văzut și voi România au talent? Poate ne scoatem acum cu Olanda. Cred că era meciul România au noroc, nu au talent. Posibil. Nu, uite, vezi, ei au avut noroc, la ultima fază s-a scos Pițurcă, despre care se tot spune că are noroc. Nu s-a scos Pițurcă, l-a scos ăla... Unul de la Steaua, așa, un pic mai anonim. Deci mie mi s-a părut că ungurii au jucat foarte slab. Dar noi și mai slab. A fost până la urmă un meci între ocupantele locului 31 și 32 în lume, nu? La ce poți te aștepți? Și să nu uităm că noi vom... Acolo suntem unul? Da, și să nu uităm că noi vom juca în iunie un meci amical foarte important cu Trinidad Tobago. Da, stai să ți l-are steagul acolo, pe avem o minge și îți are steagul de la Trinidad Tobago. Cam pe acolo ne-ai luat. Da, ai zis ce atmosfera noastră, stadionul gol. Bă, dar un meci slab, foarte slab, cu, nu știu, aiurea de până tot. Până și comentariul a fost a noastră, și atmosfera, și meciul, și terenul, absolut orice. Acum o să ne bășeze cu Olanda, o să arate totul foarte frumos, ca la carte. Păi stadionul, adică... Da, mă refer la atmosfera, mă nu știu cum va fi în ceea ce primește rezultatul. Îi distrugem pe Olanda, nimic nu facem.
curat. Da. Dar nu știu ce căuta Tamaș ăla, care eu l-aș trimite la pensie. Dar de... multe întrebări. E și Goian care... Goian, Tamaș. Au jucat pe centru cu cine? Cu Tamaș și Goian, nu? Da. Și pe lateral cu Radu Ștefan și... și Tamaș. Adică Radu Ștefan... pe mijloc. Radu Ștefan a mai mișcat ceva pe acolo. S-a mai... Borceanu a greșit toate pasele. Ăla nu știe să joacă decât cu ea de la Steaua, ai lui, că știu cum îi dau pasăre. Dar cu cine a jucat pe lateral? Nu, nu, așa a fost, a fost Tama și Ștefan Radu, iar în apărare au fost Chiricheș. A, Chiricheș, Chiricheș, da. Dar cum să-l bași pe... a jucat bine. Dar cum să-l bași pe Tama și mai extrem, lateral? Tama, fi serios. Sunt fel și fel de idei, de aia nu suntem mai selecționați și suntem aici, nu? Bine, dar noi să, să comentăm, adică... Adevăr că vorba aceea, suntem 22 de milioane de selecționeri, dar Pițurcă e oricum degeaba. Dar acum am prins eu, de fapt, cum e cu... Că zicea Gigi Becali că, băi, dacă îmi cheamă mie băieților naționale, îmi dă Federația Română de Fotbal 36.000 de euro pe zi. De ce? Așa. Așa e filmul? Da. Da, jucătorii care ajung la naționale și care joacă. Și banii vin către cluburi sau către jucători? Către cluburi. Către cluburi? Da. Și jucătorii nu primesc nimic de acolo? Jucătorii au, bineînțeles, diurna lor și colegul. Salariul ce ține. Becali a zis, dacă mai prind câteva meciuri, le dau la ăștia salariile de la echipa națională. Era fix. Claudiu, pe zi, 36.000 de euro de jucător. De jucător? Da, Steaua are vreo 7 sau 9. Ia, fă un calcul. Vreo 200.000 de euro, băgă Gigi. Poc! Da. Să tot joace. Să tot joace. Claudiu, mulțumim tare, fain. Lunea viitoare o să povestim despre primul meci. Bune, doar în tot. O să povestim despre primul meci de acasă, cel de la FC Hunedoara în acest retur de campionat. Avem știrile la fix, după care da, vom discuta chiar despre meciul de la Satul Mare. Ai invitat? O să vină un coleg din presă, este vorba de Ovidiu Mănăstire de la Servus, iar telefonic va interveni și domnișoara Alina State și un lider al galeriei și cred eu un este vorba de viceprimarul Hunedoarei, care trebuie să lămurească o problemă. Am înțeles. De echipă. Bun, să lămurească probleme. Probleme după masă la Claudiu, la emisiune de la 5. Ne revedem ora... De la 5? Da, de la 5. Ne revedem ora următoare. Rămâi aici. Cablează-te. Pentru că eram foarte concentrat. Ne-am făcut concursul cu tricou azi. Da? Da, fii atent. Am primit o poză de la Marian. Am primit o poză de la Marian. Da, ce fain, pe Facebook. Cu este primul dintre cei care au câștigat tricouri de la... Uite-te, uite-te. Lui Marian Nihateg. Acum 49 de minute a postat. Wow, poza. Ce este fain. Un tricou cu cea mai bună dimineață. Marian, bravo, te ținut de cuvânt. Cu Angry Birds tricou. Aveți, ai un like de la noi. Ai un like, uite acum ți l-am și dat. Și scriem super tricou. Super tricoul. Da, mă, uite, Maria ne-a trimis cu tricou. Da. Până ți-l trimis, că ți-l trimite mâine pe mail. Intră și eu de pe tabletă. Dar când am făcut astăzi concursul? Că eu nu știu. Zici și tu, colegă. N-am făcut noi concursul? Eu cred că e îndrăgostit. Unde ai fost, colegă? Unde ai fost? Dar ce concurs ați făcut? Am făcut pizza, atât. Asta e că am făcut pizza? Da. Colegă. Nu am făcut un concurs. Colegul, doamne. Da. Cine e asta, colegul care ne-a scris aici? Să știu. Colegul, ce cu tine? Dați-o aspirină, o ceva, nu știu să-și vine colegul. Bun, așadar îl felicităm pe Marian, ne-a trimis o poză cu tricou pe care l-a câștigat de la noi. Este un tricou cu Angry Birds și... uite. Păi da, tu nu zici nimic. Vrea să vorbească pe telefonul ei. Cu tine. Cu mine? Un bărbat îl întreabă pe instructorul de la sala de fitness. Ca să impresioneze o fată, ce aparat să folosesc? Instructorul răspunde, bancomatul. Și e cel mai simplu, safe și o să vezi cum... Poți să tragi de alea, să faci, să împingi, dacă bancomatul e gol. Săptămânile trecute vorbeam despre cum Dan Bittman se poate clona și să fie în direct la două televiziuni. Mai țin da, minte, mai văzut, țin a fost foarte aproape de a nu mai putea concerta niciodată. Avem acum un videoclip semnat holograf și așteptăm cât de curând din nou pe scenă. Dar eu nu știu când am făcut concursul cu tricou. Cât de departe să-mi duc inima ca să nu se atingă de tine. Cât de departe să-mi duc dragostea ca să nu se întoarcă la mine.
cât de departe să colim pe pământ, fără liniște sau fără bine. Cât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Și cât de departe gândul să mi-l ascund, ca să nu-mi amintească de tine. Și cât de adânc să-mi îndrop inima, ca să nu se mai zbată în mine. Marea întreagă n-ar putea scufunda toată dragostea asta, știi bine. Oricât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Holograf, cât de departe? Colega, colega vorbea și numai cu motani, zebre și alte cele în pauza de publicitate. L-am oprit. L-ai oprit. L-am oprit. L-am oprit. Excepțional că l-ai oprit. Avem recomandarea zilei de la Bistro Master. Astăzi vă reamintesc meniul și dacă tot vorbim despre mâncare, o să avem subiect interesant și o cu emisiune doctor. Tare. Și avem niște final. Super prăjituri. Da. Astăzi un super meniu, ciorbă de burtă, șnițel din piept de pui cu orez cu legume, salată de varză și ca desert clătite cu gem, totul la 11,99 lei la Bistro Master. Avem și recomandarea filmată, să zic așa, o pizza capricioză, pentru că este și o super ofertă. Acolo la două pizza mai primești una gratis. Bistro Master acum. Pizza capricioasă. Este delicioasă ca toate celelalte feluri de pizza și nu o poți refuza, mai ales dacă o vezi în fața ochilor. Ingrediente: șuncă, mozzarella, ciuperci, ardei iute, sos de roșii. Putem prepara pizza capricioasă cu un blat mai gros sau mai subțire. După preferințe, putem adăuga extra mozzarella sau o garnisim cu sosuri care să pună în evidență gustul. Savurați delicioasa pizza capricioasă la Cafe Bistro by Master. Pizza capricioasă la Cafe Bistro by Master și avem ceva nou acum, o prăjitură nouă. Să vedem cum o să explodeze. E vina mea. Prăjitura e... Prăjitura e vina mea. E vina mea. Nu, aș putea să zic că se cheamă așa. E o prăjitură nouă, e cu blat alb și cu cremă de ciocolată. Să vezi cum o să explodeze papilele gustative colegei noastre. Colega, te rog. Te rog să ieși. Poți să bagi la două furculițe. La două lingurițe și să prezint și la cameră, știi, așa de aproape. Ia, taie dintr-o prăjitură. Da, ia, servește. Taie. Acum degustă înainte pentru și că du-te e cu un ea gust la, nou. Du-te cu eu nu mănânci că nu poți. Wow. Știi cu ce? Arată-le și telespectatorilor, dragă. Nu te mai aproape.
Dă-le să mănânce. Dă-le să mănânce. Până aici mă duc. Până acolo. Da. Cu două, bagă cu două. Explică-ne despre ea. De ce zic? Seamănă puțin. E nouă. Da, e nouă. Seamănă puțin cu trei ciocolate, dar e e mai pufos blatul, da. Și nu e la fel de cum să zic? N-are trei ciocolate, dar păi nu, e doar cu un fel de ciocolată. Asta e doar cu ciocolată, dragă. Și blatul e, uite, foarte pufos. Da, e blat alb pufos. Da. Știi ce vreau să... Și mai a apărut una ruladă, dar o să o duc mâine. Tot ceva... Tot nou. Noutate. E tot o noutate. Foarte. Colega, trebuie. Da, perfect. Aș vrea prăjiturică să meargă să cumpere. Da. Cam bună, cam bună înghețată. Am trimis să ia de la rețea și mie. Ce, Vodafone-ul? Sau ce o ia? Da. Bun. Perfect. Bun, colega, a fost bun? Hai să dăm un pui că... Păi pot să mai mănânc, nu? Da, desigur. Toate sunt ale tale. Toate sunt ale tale. 4101315 cu tarif normal. Dăm un pui, acum să-l prepari. Cum îți cade ție bine? Dacă o să ne și spui o rețetă interesantă. Bă, dar eu nu știu că n-am dat tricou. Deci nu știu. 0354101315 pentru un pui de la azi și cea mai bună dimineață, dacă ne suni chiar acum. O doamnă, un domn, cineva care dorește, care poftește și apropo de mâncare... Alo, o, bună, Timi! O să vorbim de siguranța alimentelor și alimentației în, cu invitații zilele de astăzi. Alegătul, să vește bunui. Sunt convins că e bună. Avem telefon? A fost doar un bip. Cineva ne-a dat, da, un bip. Cineva ne-a dat un bip. Cu bip nu merge. 0354 101 315. Pentru un pui grill de la Avis 3000 și cea mai bună dimineață. S-a supărat cineva că mâncă. Da, da. Cum? Cred că cineva care s-a supărat că nu ne-a dat decât bip. Sunați-vă înapoi, pom, ce ai treaba. Sunați-vă înapoi, pe viața, om, pe doamna, pe... Mai... Domnul, doamna, de ce nu ne mai sunați? Că pe nu mai am credit, că dați-mi voi înapoi, sunați. Hai să spun unul cu cowboy-ul supărat. Vrei să spun? Zic. Un cowboy își petrecuse mult timp într-un bar când s-a hotărât că e vremea să se îndrepte din nou înspre munți. A ieșit pe ușile balante și a observat numai decât că e dispus de calul. A intrat din nou în barul agronomiei și a spus: bun, mai consumă o băutură și dacă nu va fi înapoiat calul până atunci, se va întâmpla și aici același lucru care s-a întâmplat în Kansas. Auzind acestea, câțiva cowboy au ieșit în fugă în bar și s-au întors în preț de câteva minute să-i spună că i-au găsit calul. Pe când se pregătea să plece, baronul l-a oprit să-l întrebe: scuzați-mă, domnule, dar ce s-a întâmplat în Kansas? A trebuit să merg pe jos până acasă. Bună, da, dimineața. Bună dimineața! Cu cine avem onoarea? Cu Simona. Simona, de unde ne suni? Din Deva. Din Deva, foarte bine. Simona, o rețetă cu pui pentru un pui grill care cred că o să-ți prindă bine. Eu fac o rețetă cu pui marinat la grill, da, cu miere, cu ceapă. Fai, ce bine sună. Deci vreau neapărat să aud această rețetă pentru că m-am săturat efectiv să aud de pui pe sticlă și pui... Deci pun două linguri de miere. Te rog, spune-ne rețeta, abia aștept. O lingură de oțet, cu oțetul o frăgezește. Da. Un pic de sare, continuu, poți să pui un pic de usturoi, nu usturoi, din ăsta, pe iute, poți să faci picant. Picant, da, un pic, da, pentru cine dorește. Și la marinată fiara până dimineața, wow. Și după aceea dai totul pe timp. Este excepțional. Sună super bine. Sună... Deci așa faci acum. Colegul, înghiți în sec. Cam înghit în sec. Mulțumim tare, faine că și-a dat un pui de la Avis și cea mai bună dimineață. Felicitări, felicitări. Și să-l prepare așa cum, așa cum ai dorit, cum ne-ai povestit să-l prepare. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Vine Corcodel, nu mai vine Todoruz de data asta, după care invitatul din această dimineață. A revenit în direct, alături de noi este domnul doctor Repede. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați revenit la noi! Bucure. Vorbim despre siguranța alimentelor, astăzi și nu numai! Da, întotdeauna ne bucurăm să-l avem pe domnul doctor aici invitat, pentru că dânsul este un personaj carismatic și pe lângă asta chiar știe ce spune, pentru că mai putem să chemăm și pe unii și pe alții, dar eu zic că să fim foarte siguri îl chemăm pe domnul doctor. De fiecare dată când a fost domnul doctor am avut cele mai mari ratinguri. Da, sunteți unul dintre invitații noștri favoriți și nu numai.
Ne urmărește lumea, domn doctor, și mai ales e foarte important ce spuneți dumneavoastră întotdeauna pentru cei care ne privesc. Ma, poate nu e chiar așa, da. Așa e, că altfel vă dați seama că nu se simte asta. Domn doctor, v-am chemat să lămurim un pic pentru cei din zona noastră de acoperire, să spunem așa. Ce cu scandalul ăsta al alimentelor, ați văzut, totul s-a pornit, totdeauna există o nebunie. Dacă pe vremuri era cu vaca nebună și tot felul, acum au început, nu știu de unde a pornit, cu carnea de cal. De la carnea de cal au găsit carne de pui, de curcan, de pește și mai nou, ultima e cu aflatoxină. Da, laptele sunt toate. Deci, pe vremuri, când se desfășura activitate în domeniul siguranței alimentului, fiecare autoritate avea competențele sale, știi? Și atunci veterinarul se ocupa, zootehnistul de ferme, agronomul de cereale, de culturi, veterinarul se ocupa de animal până când intra la preparare, îi luam noi sanepidul, cum era atunci, și știam fiecare ce facem, știi? După din anul 2004-2005 am început să ne integrăm în comunitatea europeană și am fost obligat să inventăm siguranța alimentului. Autoritate care în Bulgaria, de exemplu, nu există. Am înțeles. Bulgaria au refuzat să organizeze siguranța alimentului și au lăsat mai departe. Sănătatea umană cu sănătatea. Da, veterinarii și s-au înțeles. La noi s-a făcut siguranța. A fost o hotărâre politică în momentul respectiv. Și s-a făcut această siguranță alimentului. Ce au făcut ei? Au luat personal de la noi din domeniu, medici, igieniști, epidemiologi, pe care au transferat la ei și au făcut acest serviciu de siguranță alimentului, care este sub autoritatea veterinarilor. E ANSVS, OSA, ați văzut și voi, da, care... Da. Ei, acum avem o cârmadă de sunt directive europene, regulamente, decizii și așa mai departe, pe care noi le aplicăm în domeniul ăsta, în România, pe diferite grupuri de alimente și așa mai departe, pe care trebuie să existe un control făcut de autoritățile competente. Noi, Ministerul Sănătății are anumite competențe, ANSVS-ul alte competențe. Eu zic că ce s-a întâmplat în ultimul timp a fost o greșeală de tactică. Deci, ați auzit de trasabilitatea alimentului, nu? Adică, da. Conceptul de ACCP introdus în domeniul alimentar înseamnă că se urmărește alimentul de la fermă la furculiță. Deci, ce pui la nivelul fermei, la cereale sau de astea, întotdeauna găsești în aliment. De? Și atunci, fiecare, tot acest traseu este controlat cu diferite, v-am spus, norme legale care sunt valabile. Când găsești ceva, întâi te duci, controlezi ca lumea, faci analizele și după aceea a fost o greșeală tactică a celor de la Ministerul... Au pus carul în fața boilor. Nu, eu zic că a fost o greșeală tactică a conducătorului unității respective. De multe ori am depistat și noi tot felul de chestii, n-am fost sigur, am făcut analize, după care poți să spui că există problema respectivă. Acum, ce s-a întâmplat ultimul timp la noi, poate să aibă și implicații de altă natură. Sunt anumite interese care, de exemplu, la engleză, vaca nebună, ei au terminat cu vacile. Erau mari crescători de vaci, dar au băgat chestia cu vaca nebună și au scos din... N-au mai crescut vaci, au fost obligați să importe carnea de vacă și au luat carnea de cal de la noi. Acum și un mesaj, dacă... Da, te rog. De la o telespectatoare. Gripa aviară, scandalul a ținut o lună. După 5 ani s-a descoperit că în spatele scandalului a fost o mare afacere cu dezinfectanți, ai cumva din guvern. De asemenea, crescătorii au primit subvenții duble. Poate cineva trebuia să primească niște bani. Acum se discută deja de subvenții la crescătorii de vaci. Deci, când era gripa aviară, am fost participat activ, eram în Ministerul Sănătății și am umblat prin țara asta să vedem ce se întâmplă. Și într-adevăr, după ce s-au schimbat guvernările și au început să controleze la nivelul Ministerului Agriculturii, n-au mai găsit nimic. Deci nu era de fapt. No. Deci au fost greșeli multe. Am văzut cum au ferme întregi erau așteptau să moară găinile care cică au gripa aviară, știi, nu s-a întâmplat nimic. Au apărut de la noi profesorul străin Ocercel și oameni care sunt autoritate în domeniul ăsta și au spus că
acele păsări care sunt tăiate și scongelate, nu mai găsești virusul, poți să mănânci, nu, s-au scos din consum. Au fost mii de tone de carne de pui pe care cineva după aceea, fiindcă crescătorii ăștia au dat în judecată statul, trebuie să le plătească. Și s-a ajuns ca statul român, nu s-a făcut mare tam-tam, să se plătească greșelile de atunci. Și statul român a și plătit? Păi, cred că au plătit. Nu, nu știu dacă au plătit sau nu. Dar, domn doctor, nu întotdeauna o problemă ca și acum, adică faci o declarație, chiar zilele trecute am văzut, ministrul agriculturii a declarat că asta cu Ardealul, cu conservele, păi ei au pus pe butuci și nu mai cumpără nimeni Ardealul și dă o dezmințire de fapt sau nu dezmințire, după câteva zile s-a făcut analiza și totuși nu era vorba. Păi după ce ai făcut pe aia praf. Vedeți, asta e greșeală a celui care a apărut prima dată. Deci vă dați seama că acești producători mari vor da în judecată. Nu poți să vorbești orice la televizor. Deci ăștia, cei mai nasoli sunt, în situația nasoală, sunt cei care sunt crescătorii de vaci. Acum, ultimul cu laptele ăsta, știi? Bă, într-adevăr, dacă dai la o vacă furaj care are mucegai de astea, în organism se transformă și prin lapte iasă. Iasă ceva substanțe care pot să fie și cantitatea care s-a găsit de aflatoxină nu era toxică pentru organism. Dar la televizor când zici că are aflatoxină, nu mai bea lapte nimeni, tata. Și v-aș întreba, domnul... Foarte puțin știu ce e aflatoxină. Da. Domnul doctor, v-aș întreba, băiem lapte de când ne știm. Și pe vremuri au fost, fermele au fost tot furajele au fost la fel. Nu căutau sumă anumită, deci nu se făcea așa control strict. Nu, așa e? Nu. Te gândești că dacă bei un lapte de casă, undeva de la socrul meu avea vaci, știi? Și beam lapte de acasă, el avea furajele lui acolo, știi? Înțelegi? În țările care sunt mari crescători de vită, după austrieci, știi? Da. Vacile sunt, care produc lapte, sunt ținute într-un mediu acolo, nu au voie să meargă afară, stau în interior, li se dau anumite alimente care sunt sănătoase, sunt controlate, se fac analiza alimentului și așa mai departe, știi? Dar aici e riscul ăsta, e mare risc să dai, să fie cum sunt furajele astea, paiele alea și ținute acolo. Se mucegăiesc. Așa, nu le aerisești, mai găsești câte ceva. Acum se controlează. Se controlează fiecare lapte care este băgat înainte de procesare, se face analiza lui. Să vadă ce substanțe sunt, care se caută anumite substanțe care sunt periculoase pentru organism. Te? Acum la carnea de curcan. Curcanul, în fermele alea mari, acolo se cresc foarte mulți curcan. Se mai dau antibiotice. Se mai dau antibiotice care poate să se găsească în faza finală. Acum e greșeală tactica celui care taie, că zice că dacă dai un antibiotic la un anumit timp, știi că un curcan trebuie să scape de acest antibiotic într-o perioadă de nu știu câte zile. Nu-l tai în perioada în care încă are antibioticul el, știi? Dar nici asta nu a fost foarte clar. De curcan și de ce a spus cu fermierii care au dat în judecată statul. E foarte urmărit astăzi rubrica și ne tot vin mesaje. Se pare că cei de la Peneș Curcanu s-au dezvoltat cu banii pe care i-au primit de la scandalul cu gripa aviară. Ei aveau fermă de pui la Codrea, a câștigat procesul cu statul. Am fost, am văzut acolo, vă spun, o cameră frigo ce am văzut la ei acolo, tată, nu se poate. Pe cuvântul meu, mare de tot, trebuia să intri înăuntru. Când am dus cu organul de control, ne-am luat șube pe noi. Înțelegi? Ce greșeală au avut ei acolo de la scos carnea din consum? Nu se știa când au fost tăiați, știi? Data în care a fost făcută sacrificarea lor, știi? Înțelegi? Păi totuși e o problemă, nu? Deci cel care produce, care procesează, el știe exact. În ziua cu tare ai lotul ăla, ai tăiat 2000 de curcani, i-ai tăiat și i-ai pus acolo. Sunt toți puși împreună, înțelegi? Da. Deci trebuie să știi. Ei, atunci erau Talmeș, Balmeș acolo, extraordinar. Nu știa nimeni nimic. Și asta a fost, am fost și am văzut acolo. Deci, domn doctor, o întrebare tot de la, pe care mi-am notat-o de ieri, de la spectatori, nu știu că veniți de la telespectatori, cei care, sunt foarte mulți care iau lapte de la privat. Și eu iau tot de la cineva care ne aduce lapte. Cum se poate face sau unde se poate face o analiză dacă vreau să duc? Bine, toată lumea are încredere și știe de unde ia laptele. Dar în cazul în care, să zic, vrei să faci o analiză, cum se poate face? Toți producătorii care vin la piață să vândă lapte, li se face o analiză a laptelui pentru aciditate și alte chestii care se face de medicul care este acolo. Dacă vrei să faci analize mai multe, separa, da. La Direcția Sanitară Veterinară pentru Siguranța Alimentului au un laborator unde se caută și substanțe care sunt. Dar, în general,
mai mult de aciditate, nu știu ce să vă spun exact, sunt puține investigații care le faci spontane acolo, știi? Ca și ouăle alea care le vin, le văd, să văd dacă sunt proaspete și așa mai departe, la fel și cu laptele, știi? Aciditatea, dacă aciditatea e prea mare, se știe că e clar, înseamnă că are un conținut laptele mai vechi sau are un conținut altă chestie, deci pun unii bagă urină, eu știu ce să vă spun. Nu, nu mai e cazul acum. Da, îl mulțesc, nu mai e cazul. Deci au trecut de vremuri respective, fiindcă se face un control serios. Fiecare loc unde se produc, unde se vând aceste, există un aparat ăsta de control care funcționează zilnic. Asta e treaba lor, știi? Da. Ei se cunosc, puteți să luați cu liniștiți laptele de acolo, știi? Da. Acum, că are aflatoxină sau nu are aflatoxină, asta numai dacă mari procesatori, deci cei care adună laptele, înainte de a-l băga la procesare, se face această investigație. Cea mai nasoală chestie este că în sistemul ăsta există atâta cumetrie, tată, naști cu fini, am văzut, da, la codurile acolo era un doctorul veterinar, era nașul ăla, la patronul. N-avem cum să meargă să-i dea. Eu când m-am dus acolo și eram într-o comisie de asta, de la NSVSA, de la Garda de Mediu, era ăla de la Garda de Mediu, fiind tot veterinari, știi? Ceva, da. Știi? Noi mă uitam la ei cum erau toți neamuri pe acolo. Ăla era nașul ăla, doctorul de acolo, știi? Dai seama că dacă ai o legătură... În București atunci. Eram la minister și eram într-o comisie în care cei de la Fluture, era ministrul agriculturii, el o coordona această activitate și spunea, se face o comisie interministerială și ne ducem în țară. Și am luat codile, pe unde erau probleme? Am fost prin Moldova să vedem dacă se respectă pe acolo, trebuie să aibă pe la intrare tot felul de substanțe dezinfectante pe un clădiri. Și erau să respectau, dar în general? În general se respectau, adică fiindcă erau amenziile mari, știi? Eu n-am dat amendă, dar ăștia de la NSVS au aveau niște amenzi mari, cei de la Garda de Mediu la fel, știi? Înțelegi? Dar îți dai seama, eu m-am dus și am văzut acolo toate legături între ei, de ăștia cu metristică, ăștia nu... Ce controle poți să faci, tata, așa? Nu, n-ai cum să le faci, știi? Și uite, așa sunt... Și acum ați văzut că legătura aia, nevasta, bărbatul aia, nu știu care era, știi, toți... Astea sunt legăturile, știi? Da. Înțelegi? Acum e greu, v-am spus, e greu. Cei care desfășoară activitatea asta de siguranță alimentului acum și ar trebui să fie cei care au pregătire ca mine, ca și doctorul igienist, înțelegi? Și să fie separați de veterinari. Veterinarul are activitatea lui, știi? Dacă veterinarii acum umblă pe la brutării, se duc peste tot. Ei nu au făcut la școală igiena alimentului. Au făcut igiena animală. Înțelegi? N-are nimic până cu alta. Deci, nu au nicio legătură. Deci, o igienă înseamnă animală. Acolo se ocupă de habitatul în care trăiește animalul, ce mănâncă el. Noi ne ocupăm de ce mănâncă omul. Ce trebuie să mănânce omul. Înțelegi? Cum trebuie să fie alimentele din punct de vedere compoziție chimică, bacteriologică, de departe. Deci, n-au. Noi avem și laborator acreditat pentru apă și putem și pentru aliment să facem, dar autoritatea competentă în domeniul ăsta este Direcția Sanitară Veterinară pentru Siguranța Alimentului. ANSVSA-ul sunt organizația de acolo. De multe ori am încercat să preluăm noi activitatea asta, știi? Da. Și să ne organizăm. Și, deci, pe vremea mea, când făceam noi, eram noi competenți, nu erau atâtea probleme. Fiindcă știm cum să acționăm. Deci eu ca și șef de instituție, nu, da. aș controla, aș vedea care e situația și dacă într-adevăr pune în pericol viața omului, atunci apar și spui. Dar nu ești acoperit de tot. Dar când te duci și spui că am găsit cu tare, e închis. E terminat. Aia cu conservele, o să-l dea judecată pe ăla. Păi ascultați-mă ce vă spun. A văzut că s-au luat măsuri împotriva directorului de la DSV, de la Ploiești, nu știu de unde a fost ăla, de la Pitești, de unde era de apărut... Oardeanu, conservele, nu? Da? Deci ăla care a apărut, l-au schimbat, l-au demis, bă, deci nu te-a pus să povestești, stai întâi să vezi despre ce-i vorba și dacă ai toate probele care le ai la mână, atunci te duci și spui dacă e de spus, știi? Nu, deci... și pe de altă parte, mă, vă uitați și voi la televizor și vedeți că se încearcă ca România, care e o țară care prin agricultură poate să reușească ceva, încearcă să ne facă să fim cumpărători de produse noi, știi? Dar ați văzut și asta cu laptele. Stăteau tirurile cu lapte în vamă la Arad cu lapte de import din Ungaria.
Adică, ați văzut? Dintr-o dată nu-i mai bun laptele românesc? Nu mai dacă au părut ăla la televizor și a zis că tot laptele are aflatoxină. Și atunci nu e vorba de interese. Păi sunt interese, deci sunt tot felul aici. Știi? De-aia vă spun. Da, eu totuși. Dar credeți că în spatele acestor scandaluri este un interes? Sau mai mult sau mai puțin? Adică cât e adevăr și cât e până la urmă chiar... Deci eu zic că la nivel central sunt o anumită organizare, reprezentanți politici anului a USL-ului și la nivel județean sunt încă persoane care sunt din celorlalți care au fost înainte și atunci fiecare își face treaba, știi? Subminarea celor de sus și începe lupta și prima ajung să-i schimbe și când o să fie toți pe aceea, dar important e să pună competență. Asta, pe asta. Important e să pună niște oameni care se pricep. Dacă vă uitați acolo, președinți la ANSVSA, sunt tot felul de ăștia, de-i fost inginer, nu știu de care, de, știi? Am văzut în câteva declarații a unora care au apărut pe la televizor, care se vedea că, deci nu au nimic de a face, ca și cum mă apuc eu să mă duc și îl cer pe un stomatolog. Bă, dar vezi că n-ai făcut bine, adică l-au făcut în facultate, știi, asta ce mă apuc eu să-i spun. Sunt oameni care nu au ce să caute acolo. Totuși, domn doctor, cât de sigură, în ceea ce știți dumneavoastră, ați controlat foarte mulți ani și în județ, și restaurante, și la genul ăsta sunteți chiar în domeniu, că de-aia v-am și chemat. Cât de sigură e totuși alimentația pentru, hai să zicem, din ceea ce știți dumneavoastră, pentru populație? Eu zic să mergeți liniștit să mâncați, că e supravegheată pe lumea. Nu. Nu, deci sunt producătorul, cel care are, lucrează în domeniul respectiv, produce un aliment, o mâncare și așa mai departe, răspunde în primul rând și nimeni nu riscă să facă măgării. Am înțeles. Și tot ce se întâmplă într-o unitate de asta este supravegheată. Deci este supravegheată și controlată. Sunt două chestii. Înțelegi? Sunt cei care supraveghează, sunt cei care controlează. Deci asta, în general, unitățile care au implementat CCP-ul, știi? Și, de exemplu, dacă vrei să vinzi lapte într-un magazin de la supermarket, trebuie să ai implementat acest sistem de management al calității, fără asta nu te primește, știi? Deci trebuie să fie și cu laptele licențiat, să fie așa mai departe, știi? Deci asta înseamnă că există un control bine pus la punct. Autocontrol, cel care duce face autocontrolul și noi care controlăm organele de control. E, că acum anumite organe nu au pregătirea necesară de astea, știi? Fiindcă de la siguranța alimentului mulți au plecat, au venit înapoi la noi, de acolo doctorii, știi? Înțelegi? Deci cei de acolo, de la siguranța alimentului, n-ar trebui să fie veterinari pe o anumită porțiune. Veterinarul să-și facă treaba la animale. Animale până la procesare. Deja în procesare sunt alte condiții acolo. Sunt alte condiții pe care un medic igienist poate să le controleze și să constate dacă sunt pe fluxul tehnologic și așa mai departe, știi? Asta e părerea mea, mi-am expus-o de-a lungul timpului și la ministere, da, și așa mai departe. Păi cei de la Comunitatea Europeană nu interesează ce avem noi aici. Important e să nu avem probleme. Deci pe ei nu interesează, știi? Da, am aflat târziu chestia asta și nu. Bine, dar pe ei cred că interesează să și își vândă produsele din Uniunea Europeană. Eu vorbeam de organele care desfășoară activitate, știi? Eu vorbeam ca și... Bine, asta a fost iar o chestie politică cu carnea de... Ați văzut cu carnea de cal vândută de vacă și după aceea ei și-au găsit că de fapt la ei în țară aveau abatoare în Anglia sau unde care tăiau carne de cal și era de vacă. Da, deci întotdeauna știi, românii noștri sunt prost văzuți peste tot, hai să-i atacăm pe român că i-au făcut, s-au demonstrat că noi am dat carne de cal. Serviciu, da. Noi am dat carne de cal. Italienii mănâncă carne de cal, le place. Toată ziua mănâncă și... Tu ai mâncat carne de cal, când mâncai salam de Sibiu pe vremuri, mâncai carne de cal liniștit. Calul este un animal foarte curat. Deci mai curat decât vaca și decât porcul. Porcul, ce să vă povestesc, în care își mănâncă. Deci porc, da. Deci calul e important, să știu că acolo aia e carne de cal. Doar atât, să fii informat, nu, da, că e carne de cal. Că ai mâncat mai bun decât era. Deci mai pentru italieni. Și mai scumpă. Pentru italieni e foarte bună carne. De-aia vă zic, știi? Da. Și acum în salamul de Sibiu mai este carne de cal sau nu? Bă, nu știu, deci dacă se mai face salamul ăla de Sibiu... Ăla tradițional, da. Nu, deci n-am mai văzut nicăieri să zică că e salam. Deci e salam uscat sau de astea, știi? Dar ăla era foarte bun, pe gură. Da. Mi-aduc aminte că era deliciu și de-aia era. Eu și chiar vreau să facem un paralel, domn doctor, să vă întrebăm, că pe vremuri lumea mânca ce găsea și
Ia că n-a mai murit nimeni că a mâncat și a băut. Deci, acum, ascultați-ne un pic, nu era așa mare supraveghere, dar totuși era și atunci, pe vremea respectivă, exista un autocontrol și organele, fiecare își făceau treaba, v-am spus, atunci veterinarul știa ce se întâmplă în toate unitățile, de astea noi ne o duceam pe procesare și se știa foarte clar, știi? Știam că produsul final va fi bun. Deci asta e. E, se mai făceau măgării la ăștia mai mici, care făceau tot felul de... De astea, știi că un producător de mititei mi-a zis să nu mănânc niciodată mici la piață lunea. Și asta vă spun și eu. Da, asta te-a spus și sau cu la puiul, magazin, da, și cu puiul la rotisură de cealaltă lunea. Da, nu. Sau la magazin, la supermarket, să te duci să mănânci din ăla semi-preparate lunea. N-are rost. Lunea nu-i bine. Nu are rost. Lunea, da. Da. Te puși de marți, știi? De marți, da, da, mai sigur. Da. Mulțumim tare mult, domnul doctor. Mulțumim mult și vă mai așteptăm pe la noi. Da, când doriți voi, sunt disponibil. Și să știți că telespectatorii vă și felicită, chiar ne-a trimis acum cineva, ne spune doctorul repede, e un profesionist. Ție se dă o bere. Da. Doctor, mulțumim mult că ați venit și așa cum am spus. Și vă mai așteptăm. Să aveți un început de săptămână și înainte să închem, vreau să-i mulțumesc Dianei pentru ținuta mea din această dimineață. Ești fantastică cu ținuta. Ești cu bulinuțe. Da. Ne vedem mâine dimineață la 7. Azi, pa, pa.